Te salut, dragă investitorule! Te invit la un nou episod marca Welcome into my trading room. Sunt Bogdan Horațiu, gazda ta, Trader for You. În acest episod nou din ciclul analize tehnice vreau să împărtășesc cu tine, dragă investitorule, importanța metodologiei în tranzacționare. Cu alte cuvinte, sistemul de tranzacționare. Sistemul personal are la bază metodologia dezvoltată de către legendarul trader al anilor 30 Richard Wyckoff. Despre el am vorbit pe scurt într-un episod precedent, episodul cu titlul Ce trebuie să știe un investitor înainte de lupta cu rechinii Forex. Te invit aici pe canalul meu de YouTube să urmărești acest episod, cred eu că e foarte interesant. Mai departe, am să-ți arăt cum determin și aplic metoda Wyckoff. Astăzi, pe ordinea mea de zi, am identificat pe perechea de schimb valutar liră sterline cu yen japonez secvența Wyckoff Logic în manifestarea acțiunii prețului, care mă ajută să exemplific sistemul și metoda Wyckoff. Wyckoff Logic are la bază identificarea sau, cu alte cuvinte, scanarea acțiunii prețului pentru a identifica secvențele de echilibru între cerere și ofertă. Aceste secvențe de echilibru fundamentale se manifestă în două feluri, sub formă de acumulare și sub formă de distribuție. Forma de acumulare este cauza care va genera manifestarea unui trend ascendent, iar forma de distribuție este cauza care va genera manifestarea unui trend descendent. Aceste forme fundamentale de echilibru între cerere și ofertă se manifestă în 5 faze. Mai departe, în exemplul meu de astăzi am să vorbesc despre forma de tip distribuție și fazele sale. În faza 1 se stopează trendul ascendent sau descendent, temporar sau permanent. În faza 2 sau faza B se construiește o cauză în interiorul intervalului de tranzacționare care va determina efectul și tendința următoare. În faza 3, faza C, traderii profesioniști sau smart money testează piața de-a lungul limitelor superioare sau inferioare ale intervalului de tranzacționare. Aici se observă arcuri, scuturări, salturi, reveniri ale prețului. În faza a patra, faza D, se definește ultima linie de suport sau line of last resistance, cu trecerea celor 9 teste de vânzare. Iar faza 5, faza E, desfășurarea trendului descendent are loc, markdown. Mai departe, am să exemplific pe chart și acțiunea prețului, cum am spus ca exemplu, am perechea de schimb valutară liră sterlină cu yen japonez. Acțiunea prețului se desfășoară pe time frame-ul sau perioada de timp de 4 ore. După cum se observă și în fotografie, am determinat cele 5 faze de la stânga la dreapta. Și voi începe cu exemplificarea celor 5 faze. În faza A, după cum se observă în fotografie, cererea a fost dominantă, iar prima dovadă semnificativă a epuizării acestea vine la oferta preliminară anotată cu PSY și la punctul culminant de cumpărare, anotată cu BK. Epuizarea cererii aici se reflectă prin lărgirea spreadului și a unui volum culminant. Aceasta este ultima urmată de obicei de o reacție automată, anotată cu AR și o testare secundară, anotată cu ST, a punctului culminant de cumpărare, caracterizată printr-un volum redus. Aceasta este în esență inversul fazei A de acumulare. Ca și în cazul acumulării, faza A a distribuției ar putea de asemenea să se încheie fără o acțiune culminantă a prețului. Singura dovadă de epuizare a cererii este diminuarea spreadului și a volumului. Mai departe, în faza B, aici, în faza B, consolidarea cauzei are loc. În timpul ce acțiunea prețului este în desfășurare, în cadrul secvenței de echilibru, cererea devine tot mai slabă și oferta tot mai puternică. În condițiile acestea, traderii profesioniști de fapt absorb cererea. Cu cât suntem mai aproape de ieșirea prețului din range, cu atât volumul tinde să se diminueze. Aici, linia de suport și rezistență includ acțiunea prețului în faza B și ajută la definirea procesului de testare care va urma în faza C. Aici, străpungerile sau lipsa acestora în range ne permit să apreciem cantitatea și calitatea cererii și a ofertei. Mai departe, este faza a treia, faza C. Una dintre
modalitățile prin care faza C se manifestă după blocajul din faza B este semnul de slăbiciune, sign of weakness, sau adnotată cu SOW. Semnul de slăbiciune, care este de obicei însoțită de o creștere semnificativă a spridului și a volumului în partea inferioară de pe cota 131.937, zona de control a cererii, și în care prețul pare să străpungă blocajul din faza B, urmată de un rally invers până la nivelul ultimului punct al ofertei, last point of supply, sau adnotată cu LPSY. Este de obicei neconvingător pentru un scenariu bullish și este deseori însoțit și de spread și volum scăzut. Ultimul punct al ofertei dă ultima oportunitate de ieșire din pozițiile de cumpărare, reprezentând în același timp și o primă invitație de deschidere a pozițiilor de tip vânzare. Un punct chiar mai bun de intrare ar fi pe acel rally care testează zona last point of supply, adnotată cu LPSY, pentru că oferă mai multe argumente, de exemplu spread și volum scăzut sau un nivel de risc mai bine definit. O forță ascendentă este opusul unui arc. Este o mișcare a prețului peste nivelul de rezistență al unui range care se inversează. Întorcându-se imediat în interiorul range-ului, această mișcare ascendentă este o capcană pentru tauri, pentru cumpărători. Ce pare că semnalează începutul unui trend ascendent, dar în realitate marchează finalul trendului ascendent. Magnitudinea mișcării ascendente poate fi determinată de nivelul relativ al volumului în timpul mișcării. În faza C ar putea de asemenea să se manifeste printr-o mișcare ascendentă mai pronunțată, care sparge toate maximele range-ului. Aceasta este o forță ascendentă după mișcarea de distribuție. Acest shakeout al perioadei de acumulare dă o impresie falsă asupra direcției pieței și permite distribuirea ulterioară a prețurilor mari noilor cumpărători. De asemenea, această mișcare duce la epuizarea puținelor poziții de vânzare, care sunt predate jucătorilor mai puternici chiar înainte de începerea mișcării descendente. Aici, dacă această mișcare ascendentă cu un nou maxim are la bază un volum mare, un spread relativ scăzut și prețul se întoarce la nivelul mediu de închidere în interiorul canalului de range, cu alte cuvinte a secvenței de echilibru între cerere și ofertă, acest lucru confirmă lipsa unei cereri solide și că breakout-ul ascendent nu indică o mișcare de acumulare în range, în secvența de echilibru între cerere și ofertă, ci o formațiune de tip distribuție, care are implicație de sell. După cum se observă și în fotografie în faza C, în partea superioară. Mai departe, trecem la faza D, cea de-a patra fază. Aici începe și se manifestă după ce testele din faza C ne indică ultimele urme de cerere. În faza D, creșterea evidentă a ofertei are ca rezultat fie o străpungere a suportului, fie o mișcare de tip semnă de slăbiciune în interiorul range-ului după o reacție ascendentă a prețului. În faza D ne putem pregăti pentru a lua intrări de tip sell după ce suntem convinși că principiul efortul susținut din partea ofertei este cu rezultat, adică oferta depășește cererea. Mai departe, în faza 5-a, în faza E, este momentul când se marchează desfășurarea trendului descendent. Prețul, părăsind secvența de echilibru între cerere și ofertă, aici oferta deținând controlul absolut. În această fază, raliurile sunt de obicei slabe, aici intrăm în construcția trendului descendent, cu alte cuvinte, markdown. Mai departe, vreau să vă arăt și intrarea care am luat-o după împlinirea celor 5 faze ale metodei Wyckoff pe perechea valutară liră sterlină yen japonez. După cum se vede în fotografie, am deschis un ordin de tip sell pe liră sterlină yen japonez deschis în data de 5-5-2020. Ordinul deschis a fost la cota 132.584. Tranzacția este deschisă la ora 19:43. Tranzacția este în continuare în desfășurare și asigurată. Este pe un plus de 10.720 de dolari. Iată, am ajuns la finalul acestui episod. Sper că a fost interesant.
Îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă un like, share, subscribe. Însă mai vreau să-ți reamintesc înainte de încheiere că poți să mă urmărești pe pagina de Facebook Bibra de Sefix & Partners. Pagina este dedicată serviciului pe care noi îl oferim de administrare a portofoliilor individuale de investit pe piețele financiare valutare. Pentru mai multe detalii, stau acolo la dispoziția ta cu răspunsuri în legătură la întrebările tale vis-a-vis de serviciul pe care noi îl punem la dispoziția ta. Noi, cu alte cuvinte, punem banii tăi și cele patru forțe financiare să muncească pentru tine. Te salut și spor la bani!